Același și totuși diferit,
desideratamente a coisa. Vida ou morte, la viață. De aceea, vita omului și sufletul său are nevoie de timp, are nevoie mereu de un timp de acomodare la aceste realități omenești noi. Așa cum la nivel natural avem nevoie să ne acomodăm. La viața extrauterină, când ne naștem, deja plângem, că trebuie să ne acomodăm. Ne acomodăm la creșă, ne acomodăm la școală, ne acomodăm la serviciu, ne acomodăm la funcție sau la amor, ne acomodăm la noua viață cu partenerul, soțul, soția, ne acomodăm la boală, ne acomodăm la handicap, ne acomodăm la pierderea unui membru drag al familiei. Trebuie mereu să ne acomodăm în viață și știm cât e de greu. Toate acestea sunt niște exemple valide în comparație cu nevoia acomodării la realitatea Bunei Lui Hristos. Mintea și sufletul omului sunt nevoite însă să se acomodeze la lucrarea Lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu. Ucenicii au fost acomodați, au fost obișnuiți, au fost nevoiți încă din timpul vieții Lui Iisus să asume că e posibil să vezi cum se înmulțește pâinea și peștii, cum apa devine vin, cum este diavolul din oameni, cum se vindecă oamenii spontan de diferite boli și cum înviază moarți, la cuvântul și prin puterea lui Iisus. Erau fapte incontestabile. Însă provocarea mare a fost să se acomodeze ei și mental și sufletește că Iisus, cel mort și îngropat, e vin. Dacă toate aceste experiențe la care ucenicul Toma participase, izbitoarea trecere, când am fost corp maltratat și zdrobit și străpus de suliță și lipsit de viață la unul nou, curat, luminos, nesuferit, este greu de procesat mental. Apostolul Toma a făcut acest pas și a capitulat în fața evidenței. După 8 zile, Domnul meu și Dumnezeu meu, ești tu. Acum, o subliniere importantă pentru noi. Dacă nu reușim să ne acomodăm la lucrarea lui Dumnezeu, și sigur că putem să nu o facem, să nu ne acomodăm, putem să lucrăm unii, de fapt, nu credem. Dacă nu facem acest pas, rămâne ceva nerezolvat în viața noastră. În mintea noastră, în sufletul nostru. Ceva ce pentru alții este evident. Tu vezi semnele că alții cred că caută pe Dumnezeu. Nu. Suntem aici să caută pe Dumnezeu. Și cum reușești să asimilezi și să integrezi? E ca și cum Apostolul Toma, după întâlnirea cu Iisus în viață, după dialogul cu El, după vederea semnelor, ar fi continuat să merge realitatea vieții sale. Ar fi putut spune, eu nu l-am întâlnit pe același Iisus de dinainte de pătimire. Iisus pe care l-am întâlnit El este altul. Și necredința este incomodă. Necredința n-a putut rezolva ceva, această problemă, această adaptare, această trecere, această asimilare. Nu s-a acomodat la noua realitate. Ne putem întreba Apostolul Toma, cum ar fi continuat să trăiască liniștit, ca și cum nu l-ar fi întâlnit cu Iisus? Nu știu. Dar am spus aceste lucruri și această idee și clarific pentru că înțelegem ca biserică, ca și cler, ca și preot, toată această frământare și dificultate a omului de a crede. O înțelegem. Nimeni nu poate crede în locul altuia. Nimeni nu poate face acest drum și această trecere
și o respectăm. Sigur, moșii însoțiri. Această cale de necredință spre credință. Problema pe care o ai de rezolvat în principiul mintea umană este următoarea. Poate Dumnezeu să facă lucruri pe care eu nu le înțeleg? Aceasta este întrebarea. Poate să facă Dumnezeu lucruri pe care eu nu le înțeleg? Și cred că aici ne poate fi de folos dialogul lui Dumnezeu cu Iov, omul care suferă și nu înțelege de ce. Cred că acest dialog pe care l-am apreciat o să ne inspire. Iată ce putea Dumnezeu pe Iov suferind, fără să înțeleagă de ce. Unde erai tu, Iov, când am întâlniat cine i-a stabilit piatra moculară când cântau împreună stelele de dimineață și strigau de bucurie toți fiii lui Dumnezeu? Cine a închis marea de porți? Când sâșnind a ieșit din pântece, când i-a pus norul ca haină și vesna ca scute. Ai poruncit tu, Iov, dimineții? Ai făcut tu cunoscut amorului locul său? Care este drumul spre locuința luminii și întunericul unde și are locul? Faci tu să iasă constelații de la timpul lor și călăuzești tu aștrii? Cunoști tu legile cerului lor? Cine a stabilit în rărul înțelepciunea și cine i-a dat cugetului pricepere? Spune. Cine stabilește pentru corp proviziile când puii lor strigă după hrană? Iov, capitolul 38, cartea lui Iov. Aceste întrebări sunt menite să lărgească mintea umană, să o deschidă pentru ca în libertate și numai în libertate, omul să lase să intre în ea gândul lui Dumnezeu. Gândul că Dumnezeu poate lucra dincolo de ceea ce El poate înțelege și controla. Aceasta este fundamentală problema noastră de credință. Și apoi vin, sigur, toate celelalte adevăruri structurate în crezul pe care urmează să spunem, în ce anume cred conținutul. Dar există ceva fundamental. Pot să accept că Dumnezeu poate să lucreze dincolo de ceea ce îmi pot înțelege? Acomodare la lucrarea lui Dumnezeu, dar citim și medităm Scriptura. N-am epuizat. Nici noi, nici teologi. Nici cel mai specializat institut biblic din România. N-ai epuizat Scriptura. Pentru că e bine. Acolo sunt hainele lui Dumnezeu. Acolo se explică în limbaj omenesc, prin simboluri, lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea e nevoie de etape, de pași. E nevoie și de această zvârcolire, de această luptă interioară pentru a asuma. E nevoie, și asta au făcut ucenicii, ca progresiv să facă conexiuni, să facă legături care i-au condus la a accepta adevărul evenimentului Ierii Iisus. Au legat profețiile, vechile profeții, de percepțiile rupte, în pofida păzitorilor oficiali și înarmați, de mormântul gol, de giurgiurile inexplicabile rămase acolo, de ce să plece un mort gol, și de ce să rămână giurgiurile înfășurate ca și cum a ieșit prin el. De apariție celui înviat și de faptul că a cerut și mâncare pentru ca ei să se convingă că este el. Acesta este procesul de a lega toate acestea, profeții, semne și mărturii, una de cealaltă, pentru a putea spune, trebuie să acceptăm. E el. Ambient. Chiar dacă e diferit, e nou, pare altul. Lucrul este real.
de asemenea, nu domnie nici acomodarea la lucrarea lui Dumnezeu, dar în comunitate. Comunitatea susține. Toma nu era cu ceilalți ucenici când a venit Iisus. Nu era cu ei. Doi ochi și o singură minte nu poate cu mai mulți ochi și mai multe minți. Și Iisus a spus, vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției Cerurilor. Nu ție, vouă, biserici împreună. Sunt doar câteva elemente ajutătoare pentru ca mintea noastră să se acomodeze la faptul că Dumnezeu lucrează mai pe sus de înțelegerea ei. Și acum e momentul potrivit să mai amintim ceva. Vom cerca cu noi slujba Parastasului pentru preasfințitul Alexandru. Și în cazul preasfințitului Alexandru are loc o acomodare. Acomodarea cu Împărăția Cerurilor. Sufletul omenesc este pus în situația, așa cum spuneam deja, de a se acomoda mereu la medii și contexte și realități noi. Chiar și cu binele e nevoie să ne acomodăm. Citind așa, în urmă, putem vedea lucrarea lui Dumnezeu în viața preasfințitului Alexandru. Semnele clare ale evocației la preoție. Alegând într-o situație de persecuție a bisericii, celibatul, pentru că așa l-a chemat Dumnezeu. Și urmând acest lucru, încăpățânarea. Nu-i cel mai potrivit cu putem acita. A încercat la seminarul. Ia și nu s-a făcut. O viață de rugăciune. De dialog cu Dumnezeu. Asta e rugăciune. Convorbire cu Dumnezeu. O viață călăuzită de El. O viață de muncă, sacrificii și de realizări. O viață împlinită și o trecere liniștită. O viață oferită și o trecere pregătită din corp. Un suflet sigur familiarizat cu Scriptura, care prin misiunea sa a putut să vadă cum țese Dumnezeu lucrarea sa într-o evanghelie, în vieți, în vieți de oameni, în vieți de preoților. Asta să știți că este ceva ce poate experimenta un episcop. Și preoții, și noi, dar la nivel, așa, poți să citești și să vezi, nu e explicabil altfel decât dacă Dumnezeu a lucrat. Anumite lucruri nu se explică. Deci o viață în care a putut să vadă cum își țese Dumnezeu lucrarea. Însă, în pofida accesului la aceste taine, vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, Preasfințitul Alexandru a trecut prin moarte și Iisus a trecut prin moarte, înnoit astfel, printr-o ultimă și mare purificare, are de a se acomoda la o realitate nouă, la lumea lui Dumnezeu. Sufletul omenesc creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deci compatibil, din principiu cu El, cu Dumnezeu, are de parcurs o etapă a acomodării, cu un alt fel de lumină decât cea pe care o văd ochinoșului. Cu alte acorduri ale unei alte muzici decât cea pe care o percep urechile noastre. Are de intrat într-un dialog cu toată curtea cerească și cu Dumnezeu Creatorul, într-un dialog de altă natură decât rugăciunea pe care o cunoaștem. Îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este El. Ne spune atunci când a venit Sfântul. Timp de acomodare. Comunitatea eparhiei pe care a slujit-o, preoțimia și presbiteriul se unește pentru a participa în corpore
și a sprijini liturgic această acomodare a Preasfințitului Alexandru cu noua realitate. Tu, Iisuse înviat, Tu care ești învierea și lucrezi învierea și faci posibilă învierea, Tu care ai spus despre Tine că ești învierea și viața noastră, dăruiește, te rugăm, odihnă-te și că sufletul